Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre sistemul de sănătate din Republica Moldova, să constatăm care sunt avantajele și dezavantajele acestuia, să vedem în ce măsură este gestionat corect. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Eugenia Ceban, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Nicolae Starciuc, doctor conferențiar universitar, Catedra Urologiei și Nefrologie Chirurgicală, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tismințeanu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Liuba Harea, părinte educator. Bună seara și bine ați venit în cadrul studioului nostru. Doamna Ceban, haideți să discutăm pentru început despre sistemul de sănătate și despre aceste aspecte care au fost discutate chiar, spre exemplu, pe parcursul zilei de ieri. Ați apărut în cadrul unei conferințe de presă în care ați încercat să scoateți în evidență mai multe probleme care se confruntă. Aș vrea să deschidem parantezele raportate la abonamentele pentru invalizi și, de fapt, neregulile care le-ați constatat în acest segment. Vă rog. Deci, cât privește aprovizionarea persoanelor cu dizabilități referitor la transportul urban și suburban, știți, practic a fost o umilință față de aceste persoane din partea administrației publice locale, începând de primarul general și cu conducerea Direcției Generale Asistență Socială. Fiindcă atunci când un act normativ sau un șir de acte normative, eu mă refer la legea 60, care din 2012, în iunie 2016, a fost altă lege aprobată privind modalitatea mai departe de acordare a compensațiilor. Compensațiile acestor persoane chinuite sunt alocate cu destinații speciale din bugetul de stat. Și urma ca administrația publică locală și Direcția Generală Asistență Socială, care nu odată au fost în cadrul Ministerului la diferite ședințe, să se gândească dar ce se va petrece cu aceste persoane și nu să-i lese în voia sorții până când noi vom ridica problema consilierii municipali. Fiindcă am avut, deci la ce, s-a pornit la aceea că am avut peste 1000 de sunete și avem petiții înscris de la acești invalizi de gradul 1 și 2 persoane cu dizabilități, la care li s-au returnat, s-au cerut în mod insistent să se prezinte la asistență socială și să întoarcă aceste abonamente. Și eu mă întreb, în bază la ce s-a permis conducerea Direcției Generală Asistență Socială, în baza acestei persoane director care este, se numește Ludmila Crăciun, a invitat la volant, le-a dat indicații șefilor de direcții ca specialiștii care se ocupă de transport să sune acasă aceste persoane ca să returneze abonamentele. Și vă dați seama că orice lege la nivel central trebuie să aibă mecanism de implementare la nivel local, da? Și iată, închipuiți de dumneavoastră că au fost aprobate decizia Consiliului Municipal privind transportarea acestor persoane în municipiul Chișinău. Și ca dumnealor să faciliteze și mai departe de acest serviciu, urma ca Direcția Generală, în comun cu Regia Transport Electric, să-și elaboreze un mecanism până la acest scandal care deja s-a discutat și la volanta primarului. Și știți că cel mai obișnuitori sunt, că sunt atât de micinoși, începând de la Chirtoacă, Banova și Crăciun. Uitați-vă, a fost înainte de ședința Comisiei Sănătate și Protecție Socială, am avut discuții cu conducerea Direcției Generale și le-am spus, nu puteți veni prezenta așa proiect de decizie la ședința comisiei, deoarece dumneavoastră, practic, ei pun în aplicare hotărârea Guvernului 14-13. Ești așa în vigoare și puteți lucra pe dânsa. Dar ce faceți cu persoanele cu dizabilități? Tot ne întrebăm și noi. Și ieri, dacă ți-a ajut la volantă, Banu vă spune că 1500 de abonamente vor fi eliberate de la 1 ianuarie, Regia Transport Electric, care încă nu știe cum va fi care va fi mecanismul, asta e una, dar la Comisia Protecției Sociale au vorbit că au peste 4200 de așa persoane și când doamna președinte Nimirenco, eu am întrebat, eu am spus că, dar cum mamă ia, ce se întâmplă cu dâși? Da, ei mai circulă, dumneavoastră vă dați seama, asta
să fie atât de indiferent, având demersul președintele Societății Invalizilor din municipiul Chișinău, domnul Mihai Mărgineanu, care, într-adevăr, a înțeles că situația e gravă și nu poți tu, iată, dacă chiar eu mă duc acasă și primesc 60 de lei, dar eu vreau să merg cu abonament, eu vreau să am abonament. Eu vreau să merg, poate au copii, poate merge la policlinic, poate merge cu mai multe transporturi. 60 de lei nu le ajunge. Iată, n-a fost mecanismul și vă spun, încă o dată, este dureros, fiindcă ei ne prezint așa proiecte de decizii, care dacă nu intră în esența acestor proiecte, cu votul nostru, consilierilor, încep să-și facă totul în defavoarea cetățenilor. Domnule Starciuc, vreau să aflu părerea dumneavoastră raportată la managementul și până la urmă atitudinea factorilor de decizie legat de instituțiile de sănătate. Vă rog. Vreau să vă spun că de când domnul Moldovanu este în fruntea Direcției Sănătății, așa de călaș, așa de distrugere a acestui sistem municipal a sănătății nu a fost niciodată. Dumnealui este un persoană diletantă în management, el niciodată nu a lucrat în spital și a devenit imediat director a Direcției Sănătății. Este un post foarte important și responsabil, care trebuia să fie o persoană bine pregătită în acest domeniu. Astăzi noi avem distrugerea sistemului sănătății. Uitați, se lichidează secții importante în spitalele de copii. S-a lichidat secții de neurochirurgie, în care se tratau anual copiii cei mai gravi, traumați sau cei care aveau tumori cerebrale sau alte dezabilități care aduc la invalidizarea acestor persoane. Astăzi, acești copii nu au loc unde ar putea să vină să consulte și să se primească tratamentul respectiv. Eu la 16 ani am fost director la această instituție în cumulativ, dar lucrez în acest spital din 1987. Eu știu cum s-a format acest spital, cum s-a construit, eu am participat la etapele inițiale încă și după asta, în timp de ultimii ani, din 2003, a fost selectat colectivul, a fost mai multe selecții, specialiștii, s-au cătat un mod de cum structura acestui spital și cel mai bun era un spital excelent pentru toată țara. Aici noi am început să introducem niște operații foarte performante la sistemul nervos central, care la bolnavi cu maladii foarte serioase, cum este craniostenoză, alte operații de tipul acesta. Și astăzi acești copii au rămas fără ajutorul respectiv. Urologia este un segment care este foarte important, mai ales în municipiul Chișinău. Eu vreau să vă spun că 1600 și ceva, 1700 de copii anual care sunt spitalizați la Centrul Mamei și Copilului cu necesități de operație în chirurgie din cauza că Direcția Sănătății nu activează într-așa mod încât acești copii să fie trimiși la spitalizare în spitalul nostru. Noi avem dublă direcție. Este aceea că câte ori noi am cerut să fie luate măsurile pentru ca medici de familie și toate aceste structuri care funcționează azi în municipiul Chișinău să direcționeze torientul de bolnavi pentru spitalul. Domnule Starciuc, până la urmă vorbim despre o incompetență a celor care sunt promovați și de pe lei? Desigur, da. Asta e evident. Eu nici nu pot să spun altceva. Fiindcă asta este un... El, domnul Moldovanu, este membru al PLE și imediat a doua zi a și devenit director a Direcției Sănătății. Da, haideți să aflăm ce s-a întâmplat în cazul doamnei Lubea Harea. Doamna Harea, cazul dumneavoastră a fost pe larg mediatizat în țara noastră. Este vorba de faptul că sunteți părinte educator al unei case de copil de tip familial și aici ajungem în albia unei probleme. Datele oficiale zic că ați depus o cerere la Direcția Municipală pentru Protecția Copilului în vederea închiderii casei de copii în legătură cu atingerea vârstei de pensionare. Până la urmă, dumneavoastră, vi s-a sugerat, da, ca să scrieți această cerere, așa am înțeles cel puțin. Haideți, vă rog, să ne deschideți parantezele, să vedem totuși ce s-a întâmplat cu adevărat.
Adevărat s-a întâmplat că mi-au spus că dacă ajung vârsta de pensionare, eu trebuie să scriu cerere. Și eu am scris, fiindcă șefii au spus, lucrătorul a îndeplinit. Înțelegeți? După când eu am aflat că n-a trebuit, eu n-am știut că puteți, dar și m-am îmbolnăvit. Și am fost nevoită să plec peste hotare. Doamna Hară, vi s-a explicat până la urmă de ce există această nevoie de a încheie de casa de copii? Pentru că până la urmă ați activat 6 ani, dacă mă înșel memoria. Mi-a spus că vârsta de pensionare și nu se poate să ocupă așa post. Până la urmă, ați avut reprezentanții ai factorilor de decizie care să vină să vadă starea de lucruri reală în familia dumneavoastră? Câți copii au trecut prin familia Harea? Mulți copii au trecut, nici n-am număr. Dar știți, mi s-a spus că copiii mici, eu am putut lucra, dar cu aiști mari nu pot lucra. Și atunci? Și trebuie de închis casa de copii. Aceasta toate ce se făcea la ședințe mi se transmite. Niciodată nu m-a chemat să-mi spună că ai făcut greșit, că fiecare om greșește. Ai făcut greșit, n-ai făcut drept. Dar mie mi se transmite. Că chiar mi s-a transmis că doamna Svetlana Chifa, ea numai că mă stimează. De atâta rămân până la pensie, până să ies la pensie. Dar altfel trebuia de mult să mă dăi afară. Dar din ce cauză eu așa și până în ziua de azi nu știu. Doamna Hară, ce s-a întâmplat cu acei 5 copii pe care i-ați avut atunci la moment? Unde au ajuns? Știți, e 2 copii. Poate este și greșeala mea, fiindcă am spus minciuni la copii. Dar nu cred că să fie minciună, fiindcă chiar mă simțeam rău. Și le-am spus că, așa mi s-a spus, că trebuie să-i pregătesc. Psihologic. Da, să-i pregătesc ca ei să plece din casa noastră. Pe aici, 2 copii care au fost mai micuți, i-am convins. Și acum fetița îmi scrie pe site, mămică, ești sănătoasă, fiindcă ea acolo e rău. Bun. Doamna Ceban, cum s-a ajuns aici? Dumneavoastră cunoașteți cazul doamnei Harea pe parcursul a mai multor ani. Știți, practic avem un sistem în municipiul Chișinău de neprofesioniști, incompetenți și oameni fără suflet față de tot ce ne înconjoară, începând la primarul general. Știți, am schimbat un șef de direcție pe altul. Și eu mă mir de atitudinea că atunci când a fost aprobată deja decizia Consiliului Municipal ca să-i achite acestei femei care practic a educat 5 copii străini, știți, spune fel de fel de motive. Invocă, da. Numai să nu-i achite chiar și acei bani pentru acești copii. Copiii nu au primit nici indemnizațiile pentru lunile care s-au aflat în familie. Dar eu vreau să vă spun că asta nu-i mai la protecția copilului. Sistemul protecție sociale în municipiul Chișinău nu are niciun plan de măsuri, nu are niciun plan de activitate. Așa, lucrează de azi pe mâine și de la un caz la caz, fiindcă dacă noi să luăm, eu cred că doamna ministru Stella Grigoraș ar trebui acestui primar să-i pună și dumneiei condițiile, fiindcă dumnealui a mințit la o volantă că Procuratura i-a dat ca să închidă centrul Vatra, unde a decedat cel tânăr minor, da? Dar iată răspunsul procuraturii, de la Procuratura Municipală, unde procuratura ne scrie clar că nu a dat nicio scrisoare, nicio circulară, dumnealor examinează cazul decesul acestui minor. Mai mult ca atât, spuneți-mi, vă rog, dacă atât îți deștept în administrație publică locală și acest moldovanul, că despre care noi astăzi discutăm, își pune în planul său de măsuri ca să conlucreze cu asistență socială, atunci eu mă întreb, de ce persoanele singuratice, de ce persoanele care nu au avut copii, persoanele în vârstă, nu mai vorbesc de acum de copii, trebuie să fie cazate în instituții sociale din subordine Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Și eu cred că Ministerul Muncii, în comun cu Guvernul, trebuie în mod de urgență să elaboreze o hotărâre de guvern, unde să-i pună pe sarcina acestui primar
ca pentru fiecare beneficiar care a fost cazat în instituții sociale să îți prezinte contul și fii bun domnule, dacă nu ești în stare la căminile 3 din stadă de unde închis internatul 2 să deschizi un centru pentru persoanele de vârsta a 3-a și invalizi. Chiar să, vă rog, chiar să vă pronunțați, aveam... Și să nu-i cazați în instituții sociale din Republică, unde spun întrebarea că să fie închisă. Mai mult ca atât, ceea ce vorbim noi, o să ajungem și la management da. Comun, și moldovanul nu-l duce capul, fiindcă el nu vede mai mult decât ilegalitățile pe care le comite. Bine, domnule, aceea e spitalul 4, dacă îl vezi că vrei să-l închizi, dacă vrei că Dicea mai spune că vrei să comaseze. Dumneavoastră, mă înțelegeți că la spitalul cel îți putea de făcut un centru pentru persoanele de vârsta a 3 și invalizi, unde să fie cazate, într-adevăr, fiindcă ei au... Dar unde le cazăm? Unde, la ora actuală, unde sunt aceste persoane la ora actuală nu pot fi cazate nicăieri, fiindcă mai mult de 50 de dosare stau pe masa Ministerului Muncii Protecției Sociale și nu au unele caza, că instituțiile sociale din Republică sunt supraîncărcate. Da? Mai mult ca atât, în municipiul Chișinău, dumnealui, acest primar Chirtoacă, știți, iată, observați dumneavoastră, cu abonamentele ce s-au întâmplat până a implicat fracțiunea Partidului Socialiștilor. Acum și o să ajungem și la alt compartiment. În direcția sănătății, ce ești problemă? Cu alimentele în genere, dacă să vorbim și să ne referim și la cantinele care atât ajutaj să facem. Ceea ce ține direcția educației, se ocupă CNA și procuratura și să sperăm că totuși până la urmă, dacă nu l-a dus capul pe Chirtoacă, dar eu cred că aici este numai mâna liberalilor, atât a celor agenți economici, care practic au fost un singur patron cu toate alimentele astea, dar cu adresă și cu adresă juridică, una adresă juridică, dar sub mai multe firme. Au știut tare bine ce fac. Au știut prețuri diferite. Și prețuri diferite. Și ieri, dacă l-ați auzit la volant, el spune că trebuie să facem în sala primăriei ca să fie un preț total. Bine, spuneți-ne, vă rog, dacă Consiliul Municipal, la cantinele pentru alimentare persoanelor social vulnerabile, persoane în vârstă, persoane tinere, boschetari, care din diferite situații, a fost aprobat așa regulament cu numărul persoanelor, cu costul prețului, iată, uitați-vă, de când au venit în Direcția Generală Asistență Socială, Negru și Crăciun, care este președintele Partidului Liberal, Crăciun, la Dubăsari, uitați-vă și ilegalități petrec. Au petrecut în luna decembrie sau noiembrie achiziții publice la acest, pentru anul 2017, fără să aibă acoperire financiară de la Consiliul Municipal. Fără să aibă costul unui prânz. Vă dați seama, întâi fac achizițiile, își pun care vor ei prețuri, agenții economici nu se vină. Cât trebuie, și, da? Și după asta calculează și cer suma banilor și nimeni nu a intrat în această esență, nici consilierii municipali. Vă dați dumneavoastră seama ce se întâmplă. Eu nu pot să-mi închipui. Cum poți la Ciocană să hrănești cu 34, la Buicani cu 18 lei și tot așa în fiecare sector? Da. Din diferite momente. Vom încerca să aflăm. Domnul Starciu, cum e posibil? Dumneavoastră ați condus un spital o perioadă lungă de timp. Noi organizam conform legii toate tenderile respective și n-am fost probleme de cumpărare, de alimentelor, mai ales noi 4 ori pe an făceam selecția. Trimestrial făceam 4 ori pe an și noi n-am avut așa probleme. Acum toate aceste tendere le face domnul Moldovanu, el pe tot locul președinte, el pe tot locul în toate spitalele este președinte al Comitetului de Administrare. Peste tot, el nu are dreptul să facă asta. Iar unul din acești președinți, la care eu l-am rugat cândva să vină la ședință, mi-a spus că el nu vrea să se lege cu domnul Moldovanu în toate, cum să zic, dilișchi его левые. Și de asta el n-a venit, nu vine. Dar aceea că el își depășește atribuțiile de funcție, se bagă în toate treburile directorilor. Este directorul care este încredințat, înregistrat la Camera de Stat. El are toate drepturile. El vine și dă indicații unde și ce se pui și scaunul să-l mute. Asta este un lucru inadmisibil. Ceea ce face domnul Moldovanu astăzi. Are cu o parte în fiecare spital. Nu ca asta, el mai mult are. El, toate spitalele se lude acum. Eu să vă spun că este așa, toate spitalele de acolo ține așa ea. Neamurile le-au angajat, au majorat numărul de state.
nepoatele lui, dacă măcar a absolvit Universitatea de Medicină, s-a făcut șef de secție care nici cu o bază. Domnule este Starcic, lege, eu vreau să vă spun, da, dați-mi voi câteva minute să spun asta, păsul, că dumnealui încalcă tot ce este încălcat. Este hotărârea judecății Curții de Apel din 2015 din mai, unde eu am fost restabilit în funcție. El nu a îndeplinit asta, a făcut toate schivocurile care poate de făcut și a spus că el se pișe pe toate hotărârile judecătorești. Eu ar vrea să întreb, dar judecătorii care au primit aceste hotărâri, acolo s-au lucrat foarte bine, că l-a scris că el este o direcție auxiliară a primăriei pentru îndeplinirea unor funcții. Și el este încă și ilegal în funcție. De la bun început, el nu a fost înregistrat la Camera de Înregistrări de Stat. Eu știu că el a făcut o machinație cu concursul, când Chipul el a trecut concursul ca director. El nu a trecut concursul. El a anunțat acolo un post de colaborator superior și pe aceea acolo l-au învârtit înainte de anul nou, 31 decembrie. Asta în 2015. Și asta se fac lucrurile astea. Directorii nu pot lucra liber. Directorul este stăpân în spital absolut. Eu când am fost, nu mă adresam nici pe o problemă. Numai atunci când trebuie să fie problema care depinde de Direcția Sănătății. Iar restul, tot sistem, că cu să-l eliberez, cu să-l împing afară, să-l dea afară și mai departe. Eu sunt specialist în domeniul urologiei. Eu sunt specialist învățat cum trebuie. Eu am trecut specializări în cele mai mari clinici am fost. În Moscova, Paris, am fost în Germania, în Italia, în America. Foarte des mă duc și foarte des știu toate treburile astea. Eu azi nu pot primi loc de lucru. Să vedeți ce oamenii cu el promovează. Absolut incărturari, care nu sunt n-au capacități să conducă cu secția, cu așa mai departe. Sunt legile care el le încalcă. Nici un concurs n-a făcut. Toate sunt trucate, absolut. Din ceea ce am reușit să vă documentez, dumnealui spunea că ați scris cerere de concediere din proprie inițiativă. Dumneavoastră așa-l credeți pe dânsul? Nu, vă întreb. El este un om foarte periculos și în care nu poți să ai încredere absolut. Nici o credibilitate el nu are la nimeni. Asta, el își încarcă buzunarele foarte bine și asta noi știm, toți știu de asta, dar eu nu știu de ce până acum, încă lucrează în acest post. El nu are dreptul să lucreze. Și mai ales că am auzit că încă și ministrul se ducă nu știu unde. Și încă nu s-a furat la Ministerul de Ecologie. Așa, doamna Haia, vreau să revenim un pic la cazul dumneavoastră. După această situație, oricum dumneavoastră ați reușit să luați sub tutelă cei doi copii? Da. Eu am... Fiind copiii nu vreau să crești. Copiii, cei care mici, i-am putut să-i conving că sunt bolnavă și asta când mă însănătoșesc, eu înapoi. Și ei cu așa... S-au atașat foarte mult de familia dumneavoastră. Da, și ei au plecat, că știi că... Dar aici la alții au zis că nu, noi acasă suntem. Noi nu ne ducem nicăieri. Eu am rugat la direcție că ei să vorbească copiii, ei să-i... Dar, pregătească știți, psihologic. Da, ei să-i pregătească. Ne-au programat la doamna Pospai, la psihologul de la direcție și doamna întâi a vorbit cu Maria. Pe urmă m-au chemat și pe mine. Am intrat acolo, e striga la fetiță și i-a spus, dacă tu nu ai să te duci, noi am să te ducem, nu știu, pe la Goian, nu știu unde e asta. Fetița plânge foarte, eu tot nu m-am tot reținut, fiindcă de la 4 luni ei la mine în familie, la noi în familie, ei a noastră. Și la urmă mi s-a spus că noi nu mai putem tutelă. Ei, am fost de acord și la tutelă, fiindcă fetița, dacă nu vrea copilul să plece, unii să plece în afară de noi, pe nimeni nu știe. Doamna Haia, ați primit acele indemnizații care vi se cuveneau pe bun merit? Din luna iunie, de când am scris cerere, când m-au impus să scriu cerere, eu n-am primit nimic. Iunie, iulie și august, că din la 24 august s-a plătit bărbatului pentru tutelă. Da. Cât? 800 de lei? 800 de lei. Doi copii, 1600. Eu... Și pot să vă spun, eu, ficiorul, am avut noroc de ficiorul care în Norvegia și m-a ajutat material ca să ieșim, dar înțelegeți drept, fetița
paltonașul de 2 ani și ori la dânsa. Și acum am primit, mi-au plătit pentru 103 zile, care nu mi s-au plătit din timp, cred că din 2010, de când am deschis casa de copii, până acum, la, până în ianuarie, se vede că mi s-au plătit zilele astea. M-am dus și am cumpărat fetiței o curtculiță. Să vedeți cum fetița îi... Parcă în altă viață, fiindcă e tot timpul era tristă, că tot fetițele au cuci, dar noi nu avem, e n-are cuci. Fiindcă, înțelegeți, nu trebuie. Doamna Harea, eu mai am o întrebare și după aceea vom încerca să aflu și punctul de vedere a doamnei Ceban la problemă. S-a lucrat din punct de vedere psihologic cu acești copii ca să se explice, nu știu, niște prevederi pe care le invocau ei cumva? Le-au fost apărate niște drepturi, că până la urmă vorbim de drepturile copilului despre o direcție care ar trebui să aibă în vizor în primul rând copilul. Eu aș vrea să spun că nu a fost așa ceva, fiindcă dacă vorbea normal psihologul cu dânsa, cu fetița, poate era altfel, dar pe dânsa încă mai tare o rănit-o, cum să zic eu, fiindcă e... A ajuns în pragul depresiei, știu, da, cu una din fiicele dumneavoastră. Da. Doamna Ceban, avem de fapt două extreme. Avem copiii care rămân a fi foarte vulnerabili și vorbim și despre persoanele de vârsta a treia. De ce totuși ei rămân fără o protecție și de ce le sunt încărcate cele mai elementare drepturi? Știți, la acest capitol aș vrea să spun că atât noi, cât și toată administrația publică locală, începând și de la guvernare, ar trebui să ne închinăm în fața acestor doamne care, practic, mamele lor, acești copii, îi aruncă în stradă și dumnealor, eu și cresc acești copii. Și în loc să le susținem, să le ajutăm, atât financiar, cât și psihologic, cum spuneți dumneavoastră, iată se întâmplă ce se întâmplă, fiindcă la Direcția Protecției Copilului parcă am avea angajați așa ca chirtoacă, cu cruzime, fără suflet, știți? Însuși psihologul de la Direcția Protecției Copilului a fost de multe ori implicat în adopții ilegale. Și noi o să scoatem și pe asta până la sfârșit, vă asigur că avem de la CEDO răspuns, unde au fost pierdute cazuri. Dar vreau să vă zic că de persoanele de vârsta a treia, persoane cu dizabilități, știți, atât protecția socială, Direcția Generală a uitat, cât Direcția Sănătății, uite că în afară de toate legile Republicii Moldova, este Convenția Internațională pentru apărarea drepturilor acestor persoane cu dizabilități și a oricărui cetățean la care Republica Moldova este parte și e mai presus de orice lege din Republica Moldova. Dacă noi ne referim cu dumneavoastră ceea ce se întâmplă în municipiul Chișinău, dumneavoastră uitați-vă, în stânga și în dreapta se eliberează personalul medical pe apartenență politică. Și dacă măcar s-ar numi sau în bază de concurs sau ceva, uitați-vă spre tura sectorului centru, pretorul poiat la volanta primăriei se târâie cu societatea civilă, vicepretorul tot aceeași problemă. Știți, au așa un comportament că chiar este ieșit din comun. Și mai mult ca atât, dacă eu să mă refer la problemele care țin astăzi de principalul domeniu, ca sănătatea nu este nimic mai scump, atunci dumneavoastră vă dați seama că acest Mihai Moldovanu, de care atât într-adevăr se teme lumea în oraș, și este atât de incompetent la domeniul sănătății, în domeniul sănătății, împreună cu cei angajați, fiindcă el nici nu are idee ce înseamnă cuvântul strategie. Scrie în proiectul de decizie că se facă o strategie, se elaboreze pe termen mediu, care nu are dreptul. Strategie nu există pe termen mediu. La 4 ani nu există. Există strategie pe termen lung, de la 8 la 10 ani. Și mai mult ca atât, ați văzut că a făcut trimitere la un management comun. Spuneți-mi, vă rog, el nu are mecanism de implementare. Cum ai să faci tu, domnule Moldomanu? Prin fuzionare, prin contopire sau prin alipire. El nu are idee. El pur și simplu se vede repede. Și vă dați seama că între această strategie, proiect de strategie, care el o numește, dar el nu va fi acceptată, fiindcă noi deja am studiat și legile. Acum se așteaptă ca la nivel de guvern să fie adoptată o altă hotărâre de guvern referitor la implementarea managementului comun. Iată, atunci numai ei vor face recomandări administrației publice locale
ce trebuie să facem, cum a fost și cu strategia elaborată în 2007 până în 2017. Termenul a plecat, trenul a plecat, trebuie la timp. Și să vă dați seama că în planul acesta de acțiuni avem atâtea probleme în municipiul Chișinău, dar ei în direcția sănătății nu se ocupă cu nimic și el își pune sarcină să deschidă încă o secție în cadrul direcției sănătății. Când el are nevoie numai de doi specialiști în domeniul spitalicesc, serviciu și alți doi specialiști pentru monitorizare în ambulator. Dar direcția sănătății, eu nu odată am spus, e trebuie lichidată oamenilor, fiindcă el atât aș bate joc de conducătorii instituțiilor și nimeni nu pătrunde în aceasta și știți, asta e până la un timp, fiindcă de acum cetățenii municipiului Chișinău și a întregii republic și-au spus părerea acel 1% și 8%, având primar general, fiindcă noul an, să-ți bat joc de populație, stați până la un timp. Domnule Starciuc, dumneavoastră ați înțeles ce cu acest management comun? Ce presupune el? Care este viziunea? Eu vreau să vă spun că eu am fost director general la Direcția Sănătății, am avut în supunere 12, 6 spitale și 6 unități de medicină primară. Așa ce se face, ce propune domnul Moldovan, nu, absolut este incorrect. Am avut 17 lucrători în toată direcția, cu tot, cu șofer, cu paznic, cu toți astea. Am avut câte doi specialiști, da, am avut doi adjuncți, unul prin medicina primară, unul medicina spitalicească și restul specialiști principali care se ocupau cu cadrele și mai departe. Aceea ce propune el o să ducă la o distrugere totală. Specialiștii fug. Din spitalul nostru de copii au plecat cei mai competenți specialiști. Asta să rămânem fără specialiști. Și eu cred că trebuie să fie cineva, organele superioare, trebuie să fie foarte serioase la acest moment ce propune domnul Moldovan. El propune tot în folosul lui. El acolo a pus mâna pe stomatologie, pe cu ea, se ocupe el cu alte probleme. Maternitatea, doi vrei să o lichideze, asta, eu nu știu cum, unde să nască femeile, este că și așa condițiile nu sunt prea. Și știți ce complicații au fost și ce nenorocire au fost în aceste maternități. Acum, asta nu o să dea nimica. Da, spitalul infecțios de copii și spitalul 1 de copii, spate de aici, da, sunt de profil. Dar spitalul Ignatenco este chirurgical și el trebuie să fie păstrat, că acolo este acolo medicina unde sunt cazurile majore, unde trebuiește imediat de dat ajutor. Eu am construit și am făcut departamentul medicină de urgență, conform standardelor și cerințelor care au fost propuse. Asta, unul din cel mai bune departament a fost azi, sunt mari probleme, că s-au făcut niște schimbări în acest spital, care azi nu-l cunoști. Să vă spunem așa, pentru colaboratorii am deschis în ospătărie care funcționează pentru colaboratori cu un preț accesibil, 30-25 de lei, ei puteți să vină să iei o masă de amiază și în timpul zilei, un bufet. Astăzi bufetul acela costă așa că ei de unde ajung bani, eu nu știu cum, mie mi-ajunge bani. Noi câștigam acolo atâta cât trebuia și cu un plus ca să întreținem personalul. Asta era un lucru normal. Astăzi moldovanul are niște tendințe ca să pui mâna deodată pe tot. Tot sistemul să-l iei, să-l îmbrățișeze și să fie a lui. Asta este pus în plan. La cele ce a spus domnul Starciuc, aș vrea să adaug. Da. Știți, dumneavoastră vă imaginați că, iată, într-adevăr ce spune, fuzionare, management comun, el a vorbit ieri la volantă, dacă l-ați auzit, că da, el va fi comasare și vor rămâne oameni fără lucru. Spuneți-mi, vă rog, cei care au numit ingineri, contabili, bucătari, asta e veriga de aur a Republicii Moldova și a municipalității, care noi nu avem cadre pregătite aici și la salariul ăsta nimeni nu vine, fiindcă nimeni nu-și bate capul să le mărească salariul. Și vă dați seama că e atât de incompetent moldovanul că se prezintă cu acest proiect de decizie la Comisia Sănătate și Protecție Socială, dar dumneavoastră închipuiți-vă că vine cu planul de măsuri, cu indicii, iată, poftim, puteți vedea, din 2014. Spuneți-vă, pentru ce au primit ei salariul în 2016? El nici nu a fost în stare, fiindcă a plătit 1 milion de lei la un grup de experți străini din România, degeaba, ca să scrie aestea 4 file incarcerar, ilegale,
n-a vrut să se consulte cu cei care astăzi sunt în domeniul sănătății. Noi avem atâta academicieni, noi avem atâția conducători de instituții și în municipiul Chișinău, asociațiile medicale teritoriale, într-adevăr, își fac bine meseria pe care el vrea să le distrugă, vă dați seama? Medicii de familie scrie că vrea să-i facă autonomi, medicii de specialitate să-i duc în staționar, dar cum așa? De ce spune că se fac aproape de oameni, dar închipuiți dumneavoastră că dacă o trebuia să vă duceți la un urolog, la un oculist, trebuie să mergeți la Sfânta Treime. Cine o să primească atâția specialiști în staționarele astea? El practic își pune baza ca să distrugă asociațiile medicale teritoriale care cu atâta greu au fost înființate în municipiul Chișinău, care au toți specialiștii, au toate centrele în cadrul acestor asociații, sunt centrele de diagnostică. Pacientul vine și el pe loc poate să-și facă absolut tot. El vrea să distrugă și asta, vă dați seama, fiindcă mai mult nu este capabil de nimic. Eu vreau să adaug la acest capitol că acest șosie făcut o să fie în detriment. Asta e autorul acestei asociații, este domnul Savin. Unul dintre cei mai buni manageri astăzi care este, lucrează în Ministerul Sănătății astăzi și el a făcut toate schimbările astea într-așa mod încât astăzi este un sistem viabil, el lucrează, el trebuie să îmbunătățit, el trebuie să ajutat, dar nu-i făcut schimbările astea care nu o să dea nimic. El trebuie să schimb de introdus tehnologii noi, tehnică medicală, specialiști pregătiți în domeniul acesta, dar nu să facem aceea ce el propune, niște lucruri care, eu vă spuneți așa un cuvânt în cer scuze, aiurele lui domnul Moldovanu astăzi. Noi avem specialiști foarte buni în domeniul ăsta. Eu am fost pregătit fundamental în domeniul managementului. Am trecut, am făcut special pe management, am fost în Moscova în un an de zile, numai management am făcut, după aspirantură. Domnul Samu pregătit, a fost pregătit tot în Moscova, în domeniul dirijerii la Ministerul Sănătății. Domnul Starciu, cred că nu o să-mi dea să mint, fiindcă dacă vă amintiți, CNA sau Procuratura s-a ocupat de cazul aducerii și vânzării utilajului medical în care a fost implicat Mihai Moldovanu până la Direcția Sănătății. Așa că eu cred că CNA și Procuratura trebuie să revină la activitatea în totalmente a lui Moldovanu. Este dosar penal și el paturile furat, utilajul furat și el astăzi stă bârzoi. Oameni buni, spuneți, cine stă în fruntea Direcției Sănătății? Dumneavoastră, vă dați seama ce e. Vreau să revenim la cazul dumneavoastră și vreau să vă întreb, ați fondat de fapt casa de copii de tip familial care era unică în acea perioadă. Spuneți-ne, vă rog, ați beneficiat de ajutor, de atenție din partea statului? Cât de des erați vizitați? Cât de des erați întrebați cu ce probleme vă confruntați? Știți, vizitați am fost numai cu comisii, cum spune, cu controle. Altceva n-am fost vizitați. Și ce constatau? Ce vă spuneau atunci când veneau? Știți ce spuneau? Vorbeau copii cu mine și mai așa n-am avut, să zicem, ceva bun de la cei care vineau. Știu că ați crescut un copil cam dificil ca și caracter, un băiat. V-a ajutat în privința educării lui? Nu. De ce? Fiind câte ori am apelat la dumnealor cu rugămintea ca cumva, eu știu, cu psihologii să vorbească cu dânsul. Nu, dar nici băiețelul nu vrut să frecventeze psihologii. Astăzi știu că mențineți relația cu el. Da, el de acum a plecat în armată. Da? Da. Și, dar mai rar, cum zicem, vinea, fiindcă el multe au făcut rele și știți... Cum v-ați descurcat totuși din punct de vedere financiar? Pentru că vorbeați de niște sume simbolice oferite de către stat, dar cheltuielile reale, fiecare dintre noi le cunoaștem cu atât mai mult cei care avem copii. V-am spus că ajutor am avut din partea ficiorului, care e după hotare. Leafa mea și gata. Și alocațiile care le primeam, cât 650 de lei de copil.
După această cerere din luna aprilie, ați încercat să mai contactați cu Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului ca să cereți o explicație, ca să cereți o revizuire a acesteia? Până la urmă copiii au rămas, copiii sunt atașați de dumneavoastră? Știți, am apelat și am rugat cu rugămintea ca să trec înapoi în asistent parental profesionist, fiindcă de acum până la 18 ani copiii trebuie să fie în familie de tip, în casă de tip familie, copiii trebuie să afle până la 18 ani. E clar lucru că copiii să rămână și mai departe, că s-a noștri, cum, nu s-a noștri, dar s-a noștri. Da. Și măcar până când ieșim, fiindcă multe, știți, trebuiește pentru copii mici, puțin trebuiește, dar pentru cei mari trebuie mai mult. Și eu am rugat că să mă treacă înapoi, dar văd că niciun rezultat nu văd. O spus că în timp de o lună de zile îmi dă răspuns și n-am văzut. Nu știu. Haideți pe final de emisiune să mai aflu un aspect de la dumneavoastră. Cum a început această aventură de a lua copii? Pentru că până la urmă mulți dintre noi invocăm faptul, nu știm din ce familie este, faptul ereditar își poate spune cuvântul. Cum v-ați decis ca să luați copiii străini în familia dumneavoastră? Cum? Sufletește. Sufletește. Știți, eu am avut o doamnă pe timpuri la gazdă și ea avea o fetiță, dar eu tare mi-am dorit o fetiță. Eu n-am putut, și de aceea ați mers. Dar n-am putut mai departe să am fetiță și, știți, am decis că luăm fetiță. Doamna Ceban, vreau să vă întreb, mai avem 3-4 minute în cadrul acestei emisiuni. În primul rând, cazul doamnei Harea va fi revizuit? De ce până acum nu am avut un punct oficial și de ce s-a abuzat până la urmă de necunoașterea buchei legii de către această femeie? Știți, aveți perfectă dreptate, fiindcă am discutat și cu oficii teritoriali de stat a guvernului, da? Am discutat cu secretarul Consiliului. Dar e un haos total în primăria municipiului Chișinău, fiindcă decizia care nu îi plătește doamnei Harea trebuie să fie proiectul de decizie sau înaintat într-un fel și a fost votat de consilierii municipali conform stenogramei. Și îl întreb și îi întreb de ce n-ați perfectat decizia ca doamna să poată beneficia așa cum am vorbit la Consiliu și să vă semnați că ați verificat și stenograma. La ce mi se... O, iau ori abrogați-o că de-am dat procesul verbal. Domnilor, nu mă maculatură, nu mă hârțoaje, nu mă ce vreți. Iată, eu să vă spun încă aici, am scăpat să vă zic că la aceeași achiziții s-au schimbat ofertele la asistența socială și anul trecut și anul acesta au fost un prețuri, avem fotografiate la prima etapă ofertele, o să le prezentăm la cazul cuvenit sau acum e tot aceeași problemă și iată numai aceleași ritlicuri, dar mai mult ca atât, eu vă și vă întreba și pe dumneavoastră, iată, domnul Starciuc a ridicat problema maternității numărul 2, este maternitatea, funcționează, dar l-aș întreba pe celăși moldovanul: băi incompetentule, cum ai putut tu, unde stau mamele gravide, femeile gravide, să deschizi secții de andrologie și bărbații care au probleme cu potența lor stau alături și le cuiesc acolo la maternitate? Și vă râdeți, așa este. Da? Mai departe, acum ea vrea să deschidă acolo centru de mamologie, este categoric interzis, dumneavoastră înțelegi? Și o faci și pe deșteptul și pe închisul ochilor și asta e ce avem. Acum ea, știți, parcă toată lumea în municipiul Chișinău, dar poate și așa este, poate toți în primărie au nevoie de acest serviciu. La fiecare sector, Șcani, Ciocană, Buicani, se deschidă la periferie unde nu este niciun centru medical, numai pentru cel cu dizabilități mentale. Vă dați seama? El își pregătește loc pentru dâns și chirtoacă, și moșul Ghimpu încă mai este, să plece acolo, să le cuiască. Fiindcă nu interesează că, într-adevăr, la sectorul Ciocana e îndepărtat. Nu este spital astăzi, nu este nicio instituție să internează în spitalul Sfânta Treime. Și acolo vor să deschidă magazin german. La sectorul Buican, lumea din sectorul Buican, pentru că strateze bolile terapeutice, pleacă la spitalul numărul 1 să internează. Iată, el cum vede, dumneavoastră mă înțelege, a distruge totul și o face pe deșteptul și închină și se gândește că noi, consilierii municipali, vom vota ilegalitățile scrise de frații români a lui, pe care el le-a scris împreună cu experții români, fără să țină cont că avem persoane mai deștepte la noi în țară.
Domnule Starciuc, scurt, în cadrul unui minut, spuneți-mi, vă rog, ce ar trebui întreprins la ora actuală pentru ca să nu ne trezim peste noapte că sistemul ăsta este dus de râpă? Punctul numărul 1. Moldovanul trebuie să fie eliberat astăzi din funcție, de a pus un director competent în această funcție. Cu Chirtoacă împreună. Asta cu el e problema. Dar eu doresc ca el să fie eliberat și eu vă transmit acest mesaj de la toți medicii din municipiul Chișinău care se tem de dânsul. Eu mă tem de dânsul și de alții. Eu sunt luptător și sunt mai un sport la lupte. Și asta am caracter foarte bine călit. El trebuie să plece din această funcție. El trebuie să fie eliberat. Și eu cer rog populația municipiului Chișinău să se expune pe această temă, înscris la televiziune, la telefoane, în mass media și în rețelele sociale. Noi trebuie să luăm în mâini acest lucru. El este fără control, fără niciun fel de dare de seamă, așa, serioasă. De asta am ajuns la ceilalți ce am ajuns. El face niște lucruri care sunt inadmisibile. Inadmisibile. Au adus la distrugerea elementară la toate cele. Astăzi noi am rămas fără specialiști. Vă spunem că pleacă. Dacă ieri sau zilele astea au plecat din spitalul nostru, pleacă din acela spitale. Și eliberează, îi pune termen. El toți este... Ce? Dau afară. Te dau afară. El unii mai mult nu știe nimic. În vineri să te duci. El toți îi dă afară. Cine a să vină în locul lui? Și metodele care ei le folosesc în tratament, eu să vă spun, mie asta trebuie să-l verific încă o dată, da. Ce fac ea cu el, cel andrologic, la dânsul este astupat cu ochelari, numai bani, el vede numai dolari, înainte mai mult mic. Și în toate părțile, el numai dolari vede. El tot vede numai prin această prismă. Dar noi suntem medici. El nu știu ce fel de medic, el e un medic, cred că, nu știu, cum nu l-am mai examinat, dar eu am fost prodecan în vreme și eu știu cum el învăța încă în universitate. Eu am fost prodecan 8 ani la universitate, în vreme și când el era student. Doamna Harea, scurt, cei doi copii, sau unul din cei doi copii au fost transferați în centre de plasament. Cunoașteți soarta lor? Cum vi s-a explicat? La ora actuală, unde sunt ei? Eu nu știu în care centre, dar fetița mi-a scris pe site că ei la Vadul Vodă într-un centru, dar... Haideți să punem punct cu faptul că un copil a părăsit casa întrucât a atins vârsta majoratului, da? Și doi copii, acești frați, rămân în continuare în tutela soțului dumneavoastră. Doamna Ceban, domnule Starciuc, doamna Harea, cu părere de rău, timpul rezervat acestei emisiuni s-a scurs mult prea repede. Eu vă aștept și cu alte ocazii, pentru că sunt sigur multe aspecte au rămas pe din afară și urmează să fie puse în discuție. Vă mai așteptăm. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând!